Au băut împreună, apoi au ieșit în stradă la jefuit oameni. Este isprava a doi adolescenți de 18 și respectiv 19 ani, originari din raioanele Căușeni și Rizina. Aceștia ar fi ajuns pe mâna poliției după ce ar fi furat geanta unui bărbat, dar și i-ar fi smuls ceasul de pe mâna acestuia. Totul s-a întâmplat la începutul lunii noiembrie la intersecția străzilor Ginta Latină și Mircea cel Bătrân. Victima, un bărbat de 45 de ani, a chemat poliția. Acesta ar fi declarat că în jurul orei 3 dimineața se îndrepta spre casă, când la un moment dat de el s-ar fi apropiat doi tineri băuți. Aceștia l-ar fi bătut, apoi ar fi smuls geanta din mâini, dar și ceasul de pe mână și au fugit de la fața locului. Potrivit victimei, în geantă se aflau bani, dar și telefonul mobil. Suspecții ar fi cauzat bărbatului un prejudiciu de 11.000 de lei. După mai multe investigații, oamenii legii au dat de urmele suspecților. Aceștia au fost escortați la inspectorat pentru audieri. În ce ați fost adus la poliție și reținut? A fost e, pentru ce? Pentru că am comis un jac? Ce anume mi a făcut? Uh, am luat o Pentru ce ați fost adus la inspectorat de poliție și reținut? A fost bănuit pentru un Acum, cei doi suspecti care anterior au mai fost cercetați pentru astfel de infracțiuni sunt plasați în arest pentru 30 de zile. Dacă vina le va fi demonstrată, ei riscă până la șapte ani de detenție.